Uite, un termen pe care nu l-am, parcă nu l-am spus așa de clar, uniformitatea. Asta critică Rothbard în tot capitolul. Uniformitate. Școala publică, școala publică înseamnă uniformitate. Și aici e problema. Dacă ai niște minorități, nu e, e greu să să se adapteze oferta la ele. Un argument interesant ar fi și zis de Rothbard, ar fi și asta, atitudinea birocratului. Și lui îi place uniformitate. Fie și din rațiuni de asta de... Că nu-i dă bătăi de cap. Nu, dar și prudențiale, că dacă discriminezi, să zicem, dacă te adaptezi unei, unei cere... Și da, cred că ești mai comod. Dar e și partea asta etică. Nu, domnule, tratezi pe toți la fel. Nu te adaptezi așa cum s-ar adapta o firmă. Da, da, da. Bine, da. Că și dacă ar vrea, după aia, el fiind... pentru că statul, nu așa, n-are voie să discrimineze, el fiind actor al statului, birocratul, vine DNA-ul să vă ia.